sunteți mulțumit că în sfârșit după 20 de ani în ograda bisericii se pune asfalt. Foarte mulțumit. Foarte. Fiindcă nu mai vedem glodul și ăla din prejur bisericii și așa și facem și e frumos și la noi. Nu mai se adic cu pomușor, o florișică și ca într-o ogradă creștină, cum spun, și frumos la noi. Pentru locaș creștin asta este un lucru care cu mic și cu mare ieșim totdeauna la ajutor pentru locaș sfânt. Asta e un lucru pentru suflet. Nemnișnie. Colacul este salmon. E dulce, toți. Dar asta e. Datorită primarului statului, datorită și consilierilor din primăria Costești, datorită și titlurilor de la Biserica Costești, comitetului bisericesc, am făcut o cerere la primărie să dea un ajutor aici, așa, de datorită titlurilor care s-au făcut această cerere, consilierii au acordat-o, au adoptat-o și prin asta, prin servința domnului primar, s-au adus și s-au dus în țara asta să faci aici lucrurile frumoase, în biserica din satul Costești, din Gâlea, și ne bucurăm că și această lucrare nu s-a făcut timp de 20 de ani. 20 de ani au trecut de când s-a făcut și aici s-a făcut și astăzi noi să reînnoim lucrările în prejurul Sfintei Biserici cu asfalt, de a face să fie un locaș cât mai frumos, cât mai acceptabil, cât mai bine plăcut pentru creștini și pentru toți care ne-au revoz. Vor veni și s-o ruga în biserică. Vreau să vă spun că toată ziua a plouat, a căzut chișură din cer. Noi n-am cunoscut datele meteorologice și oricum s-a adus un camaz de 17 tone de asfalt și este o oră târzie și de atât am ieșit cu toții și consilierii și Mahala să punem acest asfalt, deoarece el, dacă nu-l punem acum, el se va întări peste o jumătate de oră. Deoarece și asfaltul nu poți programa, coordona cu starea climaterică.